Ciocan și bine v-ați întors pe acest canal de beauty. Astăzi o să facem împreună un tutorial pentru acest look. Este un machiaj de mireasă așa cum l-am propus eu, însă îl puteți purta cu orice altă ocazie. Mi se pare foarte feminin, simplu și în același timp sofisticat, așa că dacă sunteți curioase să vedeți cum l-am făcut, rămâneți în continuare. Vom începe cu părul. Îmi pare rău dacă se aud tot felul de zgomote, sunete în acest video. Avem pisica aici lângă mine, care abia așteaptă să mă atace, câine în curte și cineva taie iarba. So yes. Vreau să vă arăt părul întâi, pentru că dacă vă aduceți aminte, în clipurile mele de vara trecută cu Bridal Issue, discutam puțin și despre păr. Asta în cazul în care sunt persoane care vor să se aranjeze cu totul acasă. Eu, pur și simplu, mi l-am prins aici jos, într-o coadă la spate. Nu știu dacă puteți să vedeți. Cu un curețel obișnuit și apoi am luat o șuviță de aici din spate și cu ea am trecut de jur împrejur toată coada. Iar în față, vedeți că eu am ales să-mi fac o cărare pe mijloc, voi puteți să renunțați la această cărare dacă considerați că nu vă avantajează. În schimb, am pus destul de mult fixativ în laterale ca niciun fir să nu cumva să stea rebel. Și ce vreau să vă mai arăt este că eu mai am niște zone din astea în care nu am foarte mult păr. M-am oprit la timp din acest proces pentru că voiam să vi-l arăt și vouă, adică să vă arăt practic ce aplic acolo, ce pun și cum arată. Este vorba despre L'Oréal Paris Magic Retouch. Eu am nuanța asta brown, care e un pic mai închisă decât, mă rog, e un pic mai închisă, e cam ca pe aici. Să țineți mâna pentru că o să vă murdăriți un pic. Uite, de exemplu, aici aș vrea să fie un pic mai intensă zona, să pară că am mai mult păr. Și o să pun așa. Și aplic un pic de la distanță. Bam! Vedeți? Foarte, foarte simplu. Am o oglindă aici în care mă uit și chiar mi se pare că mi-a acoperit foarte bine toată zona asta, dar lasă ceva mizerie pe mână. Același lucru vreau să-l fac și aici. Și mi se pare că arată foarte, foarte natural. Același lucru puteți să-l faceți și pe șuvițe, dacă vi se pare că nu vă avantajează. Chiar acoperă foarte bine șuvițe. Eu nu vreau să le acopăr, doar am dat așa un pic demonstrativ. O să încep acest machiaj prin a aplica un fond de ten. Eu folosesc aici NYX Bare With Me. Asta este nuanța 2. Eu variez între nuanța 2 și nuanța 3 în funcție de cât de bronzată sunt. Personal, mie ăsta mi se pare un fond de ten foarte fain, nu este foarte scump, îl găsiți atât în magazinele fizice cât și la online. Mi se pare că ambalajul e foarte simpatic, el așa la bază este un produs cu acoperire mică spre medie, însă dacă aplicați două straturi se poate transforma și poate oferi o acoperire ceva mai mare. Nuanțele mi se par destul de variate încât să-ți găsești ceva potrivit ție. Ca și finish, ca și textură, nu știu cum să exprim exact, mie mi se pare că mi-acoperă foarte bine multe imperfecțiuni. Rezistența este una destul de lungă, eu personal l-am mai purtat la evenimente, însă pe cliente aleg să nu îl pun tocmai pe ăsta, pentru că de obicei oamenii își doresc ceva premium și nu e o rușine să spunem treaba asta, deși există foarte multe produse care nu sunt atât de scumpe, dar sunt foarte, foarte bune. Asta este o pensulă de la Zoeva, se numește 102 Silk Finish și este o pensulă rotundă de buffing. Mie îmi place foarte mult să o folosesc cu tot felul de produse cremoase, indiferent că e fond de ten, concealer, blush și așa mai departe. Cu ea, practic, așez fondul de ten pe piele, pentru că fondul de ten nu intră în piele, el se așează pe piele. Nici n-ai zice că am ceva pe față așa, mi se pare. Las totul așa pentru moment, pentru că vom reveni asupra tenului, dar vreau întâi să-mi fac sprâncenele. Nu știu de unde și până unde ordinea asta în machiajul meu, dar mie personal mi se pare că funcționează așa, să văd sprâncenele făcute înainte de toate. O să folosesc această paletă de contur Brow Pro Palette de la Anastasia. Este o paletă foarte, foarte complexă pe care doar make-up artiștii cred că ar trebui să-și o ia, pentru că dacă te machiezi numai pe tine, cred că e too much. Și chiar și în cazul make-up artiștilor aș spune că este un picuț too much. Am să iau acest primer de aici pentru că vreau să le ridic un pic în sus și să le pregătesc pentru fard și pentru un produs de fixare. Mă știți, doar că în ceea ce privește sprânceana, mie îmi place să mimez firele naturale de păr prin trasări.
de fire false, fie că faci asta cu creion, fie că faci asta cu fard, trebuie să ai mare grijă ca tot procesul ăsta să fie unul destul de detaliat, pentru că e foarte ușor să vezi o sprânceană prea făcută, să spunem așa. Trebuie să ai un pic de răbdare și un pic de timp. Iar acum am să fixez sprâncenele cu 24 Hour de la Benefit. Îmi place foarte mult periuța asta, pentru că desparte foarte bine sprânceană cu sprânceană. Azi o să folosesc paleta asta de la Huda Beauty, Rose Gold Palette Remastered, și o să mă focusez pe linia asta de aici de sus, de farduri mate. Am luat cea mai deschisă culoare și o folosesc pe post de fard de tranziție. Dacă vă întrebați de ce nu am pus o pudră peste fondul de ten sau de ce nu am pus un primer, well, mă voi baza pe fondul de ten care a rămas de pe pensulă și care a ajuns pe ploapă. Este destul de lipicioasă ploapa și consider că este o bază foarte bună pentru aceste farduri, mai ales că mie nu mi se mișcă foarte mult din machiaj pe parcursul zilei. Așa că nu țin neapărat să pun o bază, nu țin neapărat să sigilez extra ploapa. Am luat o pensulă din asta de blending, asta este numărul 16 de la NYX și cu ea mă focusez întâi pe punctul ăsta exterior în centru, unde vreau să las cea mai multă culoare, și apoi după ce am făcut treaba asta, mă duc înspre interior și spre exterior în forma pe care mi-o doresc eu. Poți să cobori așa ușor cu lateralul acestei pensule de buffing și pe ploapa de jos. În felul ăsta nu doar că unești culoarea pe care ai pus-o sus cu cea de jos, dar și creezi efectul ăsta de ochi mai mari. Pot să mă duc așa pierdut până în interior, cât îmi doresc în funcție de preferințe. Deci tot ce înseamnă machiaj înseamnă preferințe. Nu e frumos ce... E frumos și îmi place mie. Asta zicea și bunica mea, dar am auzit-o și pe Sânziana Super acum câteva zile pe Instagram zicând același lucru. Mă duc și în interior până unde îmi doresc eu, da? Putem merge până chiar aproape de nas, pentru că oricum este o nuanță din asta destul de caldă de maro, care se poate confunda oricând cu un pic de bronzer, sau putem să ne oprim la jumătatea ploapei, în funcție de cum știți voi că vă stă bine. Acum, ca un tip, dacă aveți ochii mai depărtați, ar trebui să mergeți un pic mai în interiorul ochiului. Dacă aveți ochii mai apropiați, atunci poate că n-ar trebui să veniți până aici aproape, pentru că în felul ăsta accentuați că aveți ochii mai apropiați. Ori dacă nu mergeți cu fardul până în interior pentru ochii depărtați, accentuați că aveți ochii depărtați. Și cum aflați dacă aveți ochii depărtați? Încercați să vă măsurați un ochi și să vedeți dacă între cei doi ochi este o distanță de un ochi, sau dacă e o distanță mai mică de un ochi, înseamnă că aveți ochii mai apropiați, dacă e o distanță mai mare de un ochi, aveți ochii depărtați. Asta ca să avem și un reper. Pare că arată foarte bine, iar acum o să iau o nuanță ceva mai închisă. Mie personal îmi plac foarte mult machiajele o idee mai portocalii, ceea ce înseamnă că puteți face lucrurile astea cu orice nuanțe vă doriți voi. Mauve-uri, că sunt foarte la modă tot timpul. Fiecare sezon am cel puțin o persoană care vrea ceva cu mauve. Am luat o pensulă creion, se numește asta în limbaj popular, să zicem. 231 Lux Petit Cris, tot de la Zoeva. Practic este o variantă mai mare de la pensula clasică creion a lor, prin care, sau cu care mai bine zis, îți poți accentua o zonă mai mică puțin, cum este asta de aici la care lucrez eu acum. Practic vreau să creez ideea de adâncime în pliul ochiului. De asta mă și focusez pe zona asta cu acest creion și să știți că mișcarea este foarte, foarte fină, adică abia se atinge pielea, și cine a venit la mine la cel puțin o programare știe despre ce vorbesc, că eu abia mă simți. Îmi plac foarte mult fardurile de la Huda, cel puțin paletele pe care le am eu nu au fallout aproape mai deloc, adică vedeți că nu a fost nevoie să curăț nimic de pe față până acum. Aici jos, ca să intensificăm un pic colțul extern. Dar numai în colțul extern vreau eu să pun,
Pentru că îmi place cum se pierde nuanța așa spre ochi și o să vedeți că dacă ați depășit și ați coborât prea mult, nicio problemă, căci vom corecta îndată. Ce am să fac acum este că am să trec la un concealer. Ăsta este Stay Naked în nuanța 30NN cu o pensulă din asta plată. Asta este Makeup Forever 226. Mi-am pus un pic pe oglindă. Asta este ce puteți face și voi dacă nu aveți o tabliță din aia metalică. Iar acum vreau să șterg o parte din ce este pe plapa mobilă și să facem un cut crease frumos. Iar aici fie îl puteți lăsa așa, fie puteți să veniți cu o altă nuanță. În cazul în care vreți să rămâneți la nuanța asta așa a pielii, vă sugerez să luați o pudră și să fixați tot ce este aici, pentru că produsul cremos întotdeauna va tinde să migreze dacă nu e fixat. Am apucat să pun mai devreme o nuanță de roz, dar nu mi-a plăcut deloc cum arăta, așa că am revenit cu același concealer peste roz și practic am corectat. Punem această pudră care este Hello Happy de la Benefit Foundation Powder, care mi se pare că arată foarte bine, este nuanța mea, nuanța 2. Iar acum o să iau acest iluminator de la Too Faced, care este nuanța Canary Diamond și îl voi umezi un pic cu niște spray de fixare, după care voi veni cu o pensulă plată, poate să fie aceeași de concealer, și tapotez ușor peste zona asta de am șters-o noi mai devreme cu concealer. Sigur că puteți să folosiți și un pigment, de exemplu, dacă vreți. Am fost întrerupte mai devreme de faptul că am rămas fără baterie, așa că am terminat jumătate de față și facem asta împreună. Am luat acest iluminator de la Fenty, How Many Carats Fenty Beauty, care arată cam așa, și am să îl pun aici pe centru, pentru că vreau să strălucească și mai tare acest look. În cazul în care nu v-ați prins în ultimii ani, eu am aderat foarte tare la shiny, glossy și nu neapărat glitter, e dab acolo. Am să folosesc acest negru din paleta de la Huda cu o pensulă din asta 322 Brow Line. Ea e pentru sprâncene în principiu, dar merge foarte bine folosită și ca eyeliner. Și am să încerc să-mi fac această liniuță pe care o să vedeți că o vom difuza. Vin un pic. Practic aici jos am să ating cu pensula conjunctiva foarte puțin, pentru că plec inclusiv de jos cu acest eyeliner. Dacă ar fi să împart așa ochiul în niște segmente pentru puncte de reper, cam un sfert din conjunctiva ploapei de jos o voi atinge cu această pensulă cu negru și tot de aici de jos unesc cu liniuța pe care am făcut-o de sus pentru a face acest eyeliner, pentru că aș vrea să se continue nuanța asta de negru un pic și pe ploapa de jos, pentru a da ceva mai multă profunzime și intensitate în machiaj. Dunim ploapa de colțul ăsta extern de codiță, avem grijă ca ochiul să fie drept deschis, pentru a vedea exact cum arată el. Ne interesează ca eyelinerul să se vadă bine cu ochiul deschis, nu cu el închis, pentru că noi umblăm așa, nu umblăm așa. Și fără să mai iau alt fard, cu ce-mi rămâne pe pensulă, încerc să difuzez un pic marginea acestui eyeliner. Am să mă folosesc de acest concealer de la Urban Decay, pe care vi l-am arătat mai devreme, și de o pensulă din asta de buffing, dar mai micuță. Vedeți că eu am să folosesc același concealer și pentru ce pete mai am eu pe față, care nu s-au acoperit cu fondul de ten de la început. Și estompez practic toată zona cearcănelor, dar mai cu seamă corectez tot ce e de corectat la machiajul ochilor. De exemplu, vedeți că aici am umbră pe ploapa asta de jos, numai pe centru, iar aici unde e codița este foarte sharp. Ei, asta facem și aici. O să anulăm tot fardul de sub codița eyelinerului, în așa fel încât acest eyeliner să fie practic delimitarea machiajului nostru de piele, de zona unde avem fond de ten, concealer, pudră, nuanțe din astea naturale. Și tot cu această pensulă am să încerc să mai estompez acest V făcut de machiaj, pentru că, nu știu, eu una îmi place machiajul alungit,
Dar nu vreau să fie totuși până în păr. Iau pudra asta de la Benefit și cu o pensulă din asta Setting Brush, se numește, de la Real Techniques. Am să fixez tot concealerul din zona asta. Am să folosesc bronzerul de la Hoola cu o pensulă de la Paese, care nu cred că mai are numărul, ce cu numărul 4. Îmi place foarte mult și pensula asta. Sunt și proaspăt spălate pensulele și sunt foarte moi și fine acum. Și cu produsul ăsta vreau să-mi conturez un pic tenul. Mi se pare că urc un pic și în zona asta părului, mai ales dacă aveți părul așa prins, cum îl am eu, se vede orice zonă lăsată nemachiată, să zicem, de pe față, și atunci trebuie să avem grijă ca toată pielea noastră să fie într-o armonie perfectă, ceea ce înseamnă că trebuie să venim cu produsele astea de conturare și aici un pic mai sus. Acum o să folosesc paleta asta de la NARS Exposed, care mie îmi place foarte, foarte mult, și o să mă concentrez un pic cu acest fard deschis, care e de fapt un fard de obraz, pentru pomeții mei. Îl pun un pic și aici pe centrul nasului, tot din considerente de echilibru în machiaj. Iar acum voi lua această nuanță de iluminator cu pensula asta de setting brush. Și cu iluminatorul este o treabă tot așa de plăcut. Dacă vă place iluminatorul, folosiți. Dacă nu, nu-l folosiți. În principiu, el se pune așa pe osul ăsta cel mai înalt, dar mie, personal, îmi place să vin cu el mai spre centrul feței și să cobor un pic mai mult și să urc. Practic, îmi place să-l extind un pic mai mult decât ar fi zona lui de suprafață, pentru că mi se pare că mi oferă așa un efect din ăsta ușor umed și îl aplic și pe nas, aici sus, în zona asta. Nu știam ce lipsește de la ochi, Size Up de la Sephora, e o mascara care îmi place foarte, foarte mult. Mi se pare că mi oferă mult volum și le încarc așa, dacă nu vă plac genele încărcate, s-ar putea să nu fie un produs pentru voi. Am să fac un contur al buzelor folosind aceste două nuanțe. E un contur mai neconvențional. Asta pentru că nu vreau niște buze exacte. Vreau un contur mai blurry. Mai departe am să folosesc acest gloss de la Fenty Beauty, care se numește Fenty Glow Gloss Bomb. Și cam acesta este rezultatul final. Îmi place mult de tot ce a ieșit. Este genul de machiaj destul de simplu cât să fie pe placul meu și destul de intens încât să arate că e pentru o ocazie din punctul meu de vedere. Îmi place foarte mult cum lucesc zonele astea de pe față, pomeții, buzele, ochii. Îmi place cum arată per total. Sunt curioasă dacă el se găsește și în preferințele voastre și dacă l-ați purta într-o zi atât de frumoasă cum este ziua nunții voastre. Mulțumesc tare mult că ați stat cu mine până acum. Nu uitați că pe mine mă găsiți în continuare aici pe YouTube, dar și pe Instagram. Așa că pentru noi materiale, încercați să fiți updated all the time. Mulțumesc din nou și nu-mi rămâne decât să vă urez o zi faină în continuare sau o seară plăcută dacă urmăriți seara acest video. Pa!